O nouă promoție de asistenți de farmacie a absolvit cursurile școlii postliceale Pompei Samarian din Călărași. Anul acesta, 24 de cursante au absolvit cursurile școlii postliceale sanitare. Festivitatea de absolvire a avut loc la sediul din liceul Danubius Călărași. La finele evenimentului, absolvenții au depus jurământul asistentului de farmacie. Sunteți absolvenți, sunteți admiși și din acest moment aveți o cu totul altă titulatură pe cusoanele voastre, din câte văd scrie absolvent. Este momentul să devenim asistenți medicali de farmacie. Pentru aceasta va trebui să rostim jurământul profesional al asistentului de farmacie și o să vă rog să spuneți după mine. În numele vieții și al onoarei, jur să-mi exercit profesia cu demnitate, să respect ființa umană, și drepturile sale, și să păstrez secretul profesional, Jur că nu voi îngădui, să se interpună, între datoria mea și pacient, considerații de naționalitate, rasă, religie, apartenență politică sau stare socială. Voi păstra respectul deplin, pentru viața umană, chiar sub amenințare, și nu voi utiliza cunoștințele mele medicale, contrar legilor umanității. Fac acest jurământ, în mod solemn și liber. Bravo. Și vreau să vă spun că este un moment de împlinire. Ne bucurăm că am ajuns în acest moment. Am început împreună un drum acum 3 ani, temători, reticenți, cu emoții, cu teama de necunoscut și totuși iată-ne la sfârșit. În acest moment sunt extrem de mândră de voi și vreau să vă felicit în mod special pentru notele deosebite obținute la acest examen. Nici una dintre voi nu a luat mai puțin de 8, da? Pentru asta aveți tot respectul meu. Și vreau să vă spun, dacă până acum vă numeam elevii mei, în acest moment sunteți colegii mei. Îmi permit un ultim sfat, totuși. Aș vrea să respectați și să apreciați în mod deosebit meseria pe care v-ați ales-o. Este o meserie nobilă, nimic nu este mai nobil decât meseria care stă în slujba sănătății. Omul este cel mai important, da? Ultimul sfat pe care am venit să-l dau este să nu uitați niciodată că rolul vostru este să vă ajutați semenii. Că rolul vostru este să vă educați continuu, astfel încât să răspundeți așteptărilor celor din jurul vostru. Ne-am străduit cu toții să beneficiați de de informații și să aveți tot ce vă este necesar pentru a dobândi cunoștințele pentru viitoarea meserie. Pot să vă spun că în acest moment sunt mândră să vă urez drum bun, dragi colegi, un drum presărat cu succes să aveți. Și pentru că, așa cum v-am spus, vă numiți altfel, aș vrea să vă ofer primul vostru ecusom pe titulatura de asistent medical de farmacie. Și o luăm de la capăt. Mălina Bacure. Acest ecusom nu ne mai este necesar, este absolvent. În acest moment, Mălina se poate numi asistent medical de farmacie. Acesta este jurământul, să-l respecti și să-l cinstești. Bratul Ștefania. La fel, nu mai este necesar acest ecuson. cu lacriminori, ai o dublă împlinire, ai și o fetiță, ai și o diplomă, ai de toate. Bravo! Drum bun și nu mai bucurii. Ca o notă generală, dacă vezi, care ține loc și de concluzie, această serie a fost o serie, aș putea spune, bine pregătită. În cadrul examenului practic s-a evidențiat un progres în îndemânarea preparării unor produse farmaceutice, privind în urmă cu niște ani. Poate și faptul că am beneficiat de acest laborator pe care l-am înființat în cadrul școlii, e destul de mare, nu mare ca spațiu, dar destul de funcțional. Deci putem spune că absolvenții noștri, la clase de farmacie, au îndemânarea, zic eu, bună și în pas cu noile tehnologii, de a prepara și de a lucra, de a prepara medicamente și de a lucra într-o farmacie. Legat de proba scrisă, și acolo, răspunsurile dumneavoastră au dovedit o bună cunoaștere a materiei, mai ales că, așa cum este procedura în ultimii ani, subiectele care sunt cuprinse în această probă scrisă nu aparțin celor pregătite de școala noastră. Se fac o serie de 3 subiecte făcute de noi, făcute de școala FEC de Călărași și școala FEC Boltenița, și aceste subiecte se combină, se amestecă, așa încât anul acesta au fost subiecte care au aparținut atât școlii FEC cât și școlii Pompei Samarian Călărași. În ceea ce privește susținerea lucrării de licență, care a avut loc astăzi, temele au fost importante, teme de mare actualitate, unele chiar interesante. Aș aprecia lucrarea cu medicația antivirală, cu antivirale, cu antibioterapia, lucrări care au dovedit o bună cunoaștere a acestor probleme și o bună prezentare. Și celelalte lucruri au fost foarte interesante, chiar dacă aparent par mai dacă vreți, simpliste. Și apiterapia este foarte importantă și medicația cosmetică este foarte importantă și este o treabă de actualitate. Am avut și am încercat pe fiecare dintre dumneavoastră să vă scot puțin din rutina prezentării lucrării, o serie de întrebări, dacă vreți, nu neapărat care să vă pună în dificultate, ci care să dovedească modul în care ați aprofundat problemele teoretice și pe care le știți. Într-un cuvânt, mă declar mulțumit de modul în care s-au desfășurat examenele, de modul în care doamna farmacist Ene Corina și-a pregătit elevii împreună cu ceilalți lectori, cu ceilalți lectori ai școlii. Vă felicit pentru rezultatele obținute și, de asemenea, corpul profesoral care a participat la instruirea dumneavoastră și la desfășurarea acestor examene. Dragi colegi, este un moment important pentru noi. Îmi cer scuze pentru emoții. Am onoarea de a vorbi în calitate de reprezentant al clasei AMF3 din cadrul Școlii Post-Sociale Sanitare Pompei Samarian Călărași. Cu 3 ani în urmă, am pășit cu speranță și bucurie încrezători în noul drum pe care aveam să-l parcurgem. Era pentru noi o lume nouă pe care aveam să o descoperim. Acum este un moment de sfârșit și un moment de un nou început, spre o nouă lume pe care așteptăm să o descoperim. Este momentul când cele acumulate pe băncile școlii vor fi puse în practică și vor legitima valoarea câștigată în toți cei 3 ani. De acum nu vor mai fi note care să ne judece valoarea, ci vor fi proiecte din lumea reală. Proiecte în care noi vom oferi valoare lucrurilor și oamenilor prin munca noastră. Credem că pe parcursul acestor ani am dobândit informații, cunoștințe, am pătruns într-un domeniu nou care ne vor ajuta să înfruntăm viața cu toate problemele ei. Am dobândit competențe într-o meserie frumoasă, nobilă, în slujba sănătății omului. Pentru noi este un vis împlinit. Pentru toate acestea, în primul rând, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, domnilor profesori, pentru că ne-ați îndrumat și luminat în toți acești ani, pentru că în tot acest timp ați găsit cuvintele potrivite oricărei întrebări. Vreau să vă asigur de tot respectul și considerația noastră. Mulțumim invitaților și tuturor celor prezenți astăzi aici. Vreau în mod special să mulțumesc doamnei diriginte, Corina Ene, pentru că de fiecare dată ne-a fost alături, ne-a acordat sprijinul permanent și pentru reușita noastră la aceste examene finale. Veți rămâne sufletele noastre, vă iubim!